Salutare toată lumea, bine v-am găsit la un nou episod din Car Parking Roleplay. Astăzi o să mergem la noi la firmă, pentru că ne-a lăsat primarul de aici din Brașov să dăm drumul la firme, la chestii, la firme de curierat, așa că da, avem doi angajați noi. Am primit acolo pe e-mail că doi oameni ar vrea să se angajeze, așa că dacă vă place și mai vreți episoade din această serie, să strânem acest episod 50 de like-uri. Dacă strânem 50 de like-uri, o să mai filmăm. Avem acest Rolls frumos. N-am avut timp să fac un mic vloguleț în care o iau sau așa ceva de genul, dar nici nu știu că exact cât am dat pe el. L-am luat așa cabrio pentru că e vară și poate o să mergem și cu ea la mare, nu știu, vedem. Cred că săptămâna viitoare o să mergem la mare, nu știu exact. Așa că hai să așez și eu GoPro în ea și o să revenim. Bun, fraților, cam așa arată și la interior, cu lemn, frumos arată, chiar bine cu lemn. Și cu cremul ăsta așa arată chiar foarte bine acest Rolls Royce. Și sper să vă placă această mașină. Hai să-i dăm, hai să vedem dacă putem să întoarcem aici. Dar stai că aici n-avem voie să întoarcem, până nu continuă. Bun, fraților, bă, chiar merge bine mașina, n-ai treabă cu ea. Să înfigem bine. Este 4-4, dacă nu mă înșel. Hai să întoarcem aici. Frumos. Este foarte bine, fraților, că m-a lăsat primarul de aici să pot să dau și eu drumul la firmă, pentru că nu am mai dat drumul la firmă de când a început asta cu coronavirus și chestii. Și na, poate pe viitor o să vă angajez și pe voi, dacă mai am loc, pentru că câte doi angajați poate să vină la firmă, așa că na. Hai să mergem pe aici. Hai să dăm o leacă. Dăm o leacă să vedeți și voi cum mă bag în scaun. Da, deci vedeți că se mișcă extraordinar de bine. Hai să vedem că am primit e-mail, cum v-am zis, că doi ar vrea să se angajeze. Și na, hai să vedem. Căutăm. Hai să vedem și cine e. Hai să parcă și eu aici. Îmi bag aici. Opa. Op. Bun, hai să punem parcare. Ia să vedem cine e. Ei, Marc, pule, ce faci, mă? Ce faci, mă? Ce cauți aici? Păi, nu. Da, ce faci, mă, Frank? Nu ați venit să vă angajați? Ai vrut să angajezi și tu, te rugăm, nu? Eu... nu știu, da... Bă, nu ați venit voi să vă angajați la mine, sau? Eu am venit să mă angajez să mă duc la lume. Și eu la fel. Păi, eu sunt șeful aici. Aule... Pe bune. Dacă nu cumva... Nu cumva ați dat pe e-mailul firmei că vreți să vă angajați? Eu am dat un e-mail, nu vreau să mă angajez aici, la firma asta. Mă, da, eu am primit am e-mailul. Am văzut că e de curierii, așa că... Eu am primit e-mailul. Am angajat să ne plătești bine, că vreau să mă duc la mare. Vă plătesc, mă, vă plătesc. Oricum am zis la băieți, uite și tu ce rol frumos mi-am luat. Ia să văd. E... Chiar ieri l-am luat. Am fost la cineva de l-am luat. Da, e mișto rău de tot. Și în exterior. Fraților, îți punem puțină pauză. Aha, hai că nu mai punem pauză. Bun. Am crezut că e așa. Hai zi, deci... Bă, ce coincidență! Nu mă așteptam să veniți chiar voi la mine, la firmă. Bă, pe lună, pe lună, o să vă dau câte 5.000 de euro pe lună, să aveți. Bine, acum depinde și de voi cum munciți. Adică dacă munciți ca lumea... Marcule, ne-am scos. Da,
Pe nu e, dacă munciți, dacă munciți ca lumea și băgați ca lumea, atunci o să vă dau mai mulți bani, adică cam 5.000 de euro. Dacă nu munciți cum trebuie, o să vă dau mai puțin. Știi? Păi mașinile astea ale firmei. Astea sunt ale voastre. Bun, aveți acolo într-o navigație, e navigație în mașină și o să aveți acolo, o să vă dau eu pe mapă și ăsta, nu știu, cred că ăsta e al tău sau e... Nu e de la mine, de la firmă ăsta. Nu e de la firmă, cred că e de la tine. Ăsta. Cred că e al tău. Așa. Și o să aveți acolo într-o navigație, o să vă dau eu locația exact unde să vă duceți. Dar până una alta... O să vă dau eu locație de unde să vă duceți și o să merg și eu cu voi pentru prima rată, să văd cum vă descurcați. Fraților, o să mergem să facem actele de angajare și o să revenim. Bun, fraților, am revenit, am făcut repede actele. Trebuie cu masca asta. Da, trebuie mască. Bă, deci până la urmă tu o să plătești benzina de la tir și de la dubă sau? Da. O să vă dau eu bani să le plătiți voi, că dacă e să nu fiu eu sau dacă nu plătiți din banii voștri, o să vă dau eu banii aici. Atunci e bine. Păi, nu știu, vă trebuie. Bă. Tai. Fii atent. Vezi că îți trebuie și ție mască. Nu știu, dacă nu ai mască, nu te lasă să intri. Și eu cred că mai bine te duci cu Marc pentru prima dată și o să îți iei tu data viitoare mască sau nu știu. Da, bine, am înțeles. Bun, adică, veniți după mine, da? Hai că mergem înainte. Mamă, fraților, dar ce coincidență, nu. Da. Vezi că stația nu am. Lasă că... Hai că am minute, dacă e. Hai, veniți voi după mine, hai. Așa, fraților, bă. Nu așteptam să fie coincidența asta, adică... Da. Tirule. S-a dus bun. Tirul meu. Fraților, spune puțin, Paul. Hai, fraților, așa, uite de aici, am primit prima comandă. Uite de aici, așa. Hai să mă dau jos să văd. Bă, nu vă supărați că fac un vlogulet sau ceva, nu? Nu, dar mie nu ai problemă. Nu știu să cu volant pe șans. Bă, dar ce mai bine mă aici? De aici transportați niște colete cu cuie. Deci o să transportați astăzi cuie. Bagă acolo. Fii atent, vine încoa, bagă cu spatele acolo. Bagă cu spatele, bagă cu spatele aici. Cu spatele aici. Uite aici unde sunt eu. Eu zic, Patricule, dă-te, bagă-te mașină. Bagă-te mașină, Patrick, la el. Dă-i, hopa. Dă-i, hopa. Patricule, suite cu ăsta mașină, că după aia zice ăștia că nu ne mai dă coletele. Că n-ai mască și chestii. Păi o să te încarce ăștia, fraților, răspunem puțină pauză până vorbesc eu cu ei până în alta și până să le încarce. Bun, fraților, hai că... Opa, bun, fraților, hai să-i dăm, să vedem dacă știu băieții pe aici. Oricum o să... Eu cred că se plătește bine aici la mine. Dacă vreți să veniți, să faceți și voi acolo un ban. Veniți. Hai, dăm. Yes. Da, eu pentru tura asta nu cred că o să primesc, nu? Adică eu nu fac nimic aici. Deocamdată nu. Fraților, îți punem pauză puțin până ajungem la... Mai în față. Hai, fraților, hai să-i dăm un leacă într-o pică să vedem dacă se ține la cu duba. Are dubă ca lumea. Am băgat ceva ca în aia. Oba, mă, se controlează dacă e puțin curba, gata, s-a dus. Asta nu prea-mi place mie la Rolls Royce.
Da, poate nu, îl facem și pe viitor să meargă mult mai bine și ori. Da, frate, nu înțeleg de ce ne-a băgat primarul granițe dintre când ești de în Brașov și când intri în București și chestii, nu înțeleg, nu înțeleg. Haide, mă. Hai să-i dăm. Aolo, taică, mamă, taică, am greșit străduța asta, aolo. Cu... Nici nu m-am uitat la navigație. Hai să văd aici. Și greșit strada, mă, frate. Hai să-i dăm, așa. Uite, aici o să fie prima lui livrare pe ziua de azi. O să vină... Fratelor, programul o să fie doar în cursul zilei, în weekend, vineri. Deci vineri după amiaza o să poate să se ducă acasă. Haide, Marcule, bagă acolo, înăuntru. Aoleu, dar zici că conduc. O bag eu în spate? Acasă, asta trebuie să duc. Da, mă, încolo, bagă acolo. Haide. Tu știi, asta să mă bag mașina acolo. Bagă aici. Nu, nu mi-am zis program, da. Dă-i, Marcule, dă-i. Mă, de ce ești de bun, he? Acolo. Poți să te dai jos, dar nu, lasă, că pe Patrick nu are voie să dai jos. Nu are voie, că nu are mască. Vin încoa. Marcule, ai încoa. Hai să-ți mai zic ceva. Deschide ușile, lasă-le deschise. Lasă că le descarcă băieți. Uite aici, bănci. Hai să stăm ăla pe bănci, să zic programul și chestii. Deci fii atent, programul o să fie pe săptămână, gen o săptămână în zile lucrătoare. În weekend, deci vineri, da. După amiaza, pe la, nu știu exact, la ce oră termin tu. Bă, o să... eu vreau să vin și amiaza, pentru că mie îmi place să vin noaptea să vinesc. Păi nu știu, dacă depinde și de tine, că nu ai program de la cal la tir. Dacă erai pe tir, nu puteai să conduci, depinde și de program la tir. Dar bine că nu ești pe tir. Tu, gen, o să... Ce? La ce oră vin și la ce oră termin? Nu știu. Păi nu știu, la ce... Nu știu, depinde și de încadrarea ta, adică cum te încadrezi, că cu Duba nu contează, că poți să dormi seara, poți să... Nu știu. Că nu ai program de la Calatir. Am înțeles, dar ia atent, eu după asta eu vreau să iau o vacanță, că vreau să mă duc la mare. Nu e problemă, pentru că n-am zis la băieți că mergem la mare. Nu am programat, dar nu mă așteptam ca să vii tu la mine la firmă. Bă, aici nu știam că e șef aici. Da, vreți cum să nu weekend poți să stai dacă vrei să ții un concediu de... Nu știu cât este, maxim 3 săptămâni, pentru că pierdem destul de mult după aia. 2 săptămâni, 3 săptămâni. Maxim 3 săptămâni. Eu o să-ți dau cu cea mai mare plăcere. Dar să știi că nu te plătesc în avans. Să știi. Ok. Și, na. Dar, cu ce mă duc la mare? Că n-am benzină, bani de benzină. Păi nu o să-ți dau eu. Genul... Ai zis că nu-mi dai avans. O să dau acum și mai încolo nu o să mai dau, adică ca și cum ai fi nou angajat, ca nou angajat. Pentru că știi okay, și tu cum e acum că... Poți să-mi dai acum 5 milioane, dacă îmi poți să dai acum. Îți dau mai mult, hai așa un pic. Fraților, o să-i dau până scot eu portofelul, o să revin. Haide că mă duc înapoi la muncă. Păi cam asta, pe data asta a fost pe ziua de azi, munca la tine. A, asta a fost? Da. Două o cursă ca să vezi și tu cum e. Un pic, dar dacă vin să lucrez așa singur, pot să fac și un vloguleț. Da, de ce nu? Da. De ce nu? Pun gofură pe cap și clivezi. Da, așa, dar na. Să nu filmezi în firme. Dar tu când conduci pe stradă normal, poți să filmezi, dar când intri în firme. Da, conduc, asta vreau. Da, dacă intri în firme n-ai voie să filmezi. Ori pui pauză la vlog, ori îl închizi. Nu știu, nu ne dă voie. Știi și tu cum e acum cu chestia asta că da. Maxim 2 angajați poate să livreze și nu știu ce, o prostie, o cum. Bă, nu știu, știi și tu drumul să vii spre firmă. Eu am niște treabă la București și
te duci, tu duci mașina la firmă și vezi că ai cheile acolo în... Vezi că ai cheile pe... Zi, de acolo așa la ieșire ai cheile pe aia. Să-mi cui tu acolo în fabrică. Ușa, să închizi ușa, ok. Na, hai, poartă. Pe hai, pa, pa. Ma, hai, frate. Pa. Hai, fraților, ai că mai... Fraților, ouălă. Deci, mă cam grăbesc un pic până la... până la București, așa că o să închidem aici acest vlog. Dacă v-a plăcut și mai vreți... Pa, pa, bă, salut, ne auzim. Da, hai, salut, bapte acolo. Salut, colegi. Fraților, cam asta a fost și cu acest vlog. Eu am fost de gram și cu siguranță o să ne vedem data viitoare. Pa, pa.